A fost o adevărată desfășurare de forțe în comuna mureșană Ciba. 5 persoane au fost scoase de sub mașina de mare tonaj și transportate de urgență la spital cu ambulanțele, iar una dintre ele cu elicopterul. 4 dintre victime au suferit multiple leziuni, inclusiv o fată de 12 ani. O femeie de 70 de ani a rămas fără un picior și este și acum în stare gravă. Este vorba despre o femeie care este instabilă hemodinamic, este intubată și ventilată mecanic, și un bărbat care este stabil hemodinamic și respirator, este conștient și cooperant. Accidentul s-a produs pe drumul județean 151D, într-o curbă periculoasă, unde astfel de evenimente sunt frecvente, spun localnicii. Șoferul tirului a intrat într-un autoturism aflat în față, l-a proiectat într-un alt autocamion, după care s-a răsucit și s-a oprit în terasa barului unde erau mai mulți oameni. Nu a fost depășire, dacă a intrat în spatele lui, este o stradă în față care a făcut stânga. Da. În fața jeepului era o mașină care de transport piatră, ăsta cu jeepul a frânat ca a oprit ăla, ăsta cu camionul a intrat în spatele lui. Din șutul care a fost, a recoșat în mine. Este un magazin și oamenii mai stăteau acolo la o vorbă. Am auzit sunetul, am fost în grădină, am fugit înainte cum am auzit zgomotul acesta mare. Când am ieșit, deja am văzut timpul aici, un om subtil. Se întâmplă multe accidente? S-a mai întâmplat atât de mult, a intrat în fața cealaltă. S-a intervenit la un accident rutier cu două autostructurale de stins cu apă și spumă, o descarcerare pentru ambulanțe și un elicopter. Niciunul dintre șoferii implicați în coliziuni nu consumase alcool, au stabilit polițiștii după ce i-au verificat cu etilotestul.